Ai greșit loc, să noi. Da. Noi. Nu tot ei trebuie să fie. Da, băi, dar dacă ți-am sunat așa, nu trebuie să fii sigur. L-am găsit, l-am găsit. Mihai Busuioc, aici. Mai vine cineva aici la mormânt? A fost înainte de sărbători elevii de la Mihai Sadoveanu cu profesorul, au făcut curățenii, au pus flori, au fost și de la Embit sau cu și-o filmat. Și aici și de cor la Mihai Sadoveanu, la mormânt. Turiști vin oamenii să vă întrebe? Au mai fost, dar mai rar. Învățătorul pe care Sadoveanu l-a păstrat în amintirea lui, în recunoștința lui, dar și în opera lui, este domnul Busuioc, respectiv Mihai Busuioc sau domnul Trandafir, respectiv în operă, și deci domnul Mihai Busuioc. El rămâne pentru Pașcan și pentru tot ceea ce înseamnă școală românească, învățătorul prin excelență. Cei care îngrijesc mormintele sunt în primul rând profesorii și învățătorii din Pașcan, reprezentanții școlilor, sigur alături de elevii, care în special în zi de toamnă, odată cu zilele Sadoveanu, rămâne așadar domnul Busuioc, domnul Mihai Trandafir, rămâne învățătorul model al învățătorilor din Pașcan, iar Mihail Sadoveanu, având în vedere stadiul la care a ajuns și amprenta lui în literatura românească, a primit recunoștință, să spunem, din partea pășcănenilor, nu numai prin o stradă care îi poartă numele, ci și prin liceul de referință al pașcanilor de astăzi și de altă dată, și anume Colegiul Mihail Sadoveanu. Casa unde s-a născut s-a pierdut, mai este o mică inscripție, dar și aceea controversată, că ar fi locuit în mai multe case în Pașcan. De aceea, noi o să avem grijă cât suntem pe aici, să păstrăm pomelnicul familiei Sadoveanu și pomelnicul familiei domnului Trandafir, a domnului Mihai Busuioc.